la periculoși. Ei, degeaba, m-a luat de la Rahova și m-a adus aici, la Jilava. Dar veni și la dumneavoastră. Venim, venim. Vino. Mergem acum la domnul Rădulescu Alexandru. Ne aflăm în penitenciarul Jilava. Bună ziua! Ce faceți? Este impresionant că v-ați gândit să reveniți. Și astăzi să știți că a venit să stau cât mai mult cu dumneavoastră. Atunci vă trebuie un scaun. Trebuie un scaun. O să-mi dați și mie un scaun? Da. Conducerea, deci o să-mi aducă și un scaun să stau cu dumneavoastră. Numai lumina asta aveți atât? Asta atât. Nicule. Suntem în celula domnului Alexandru Rădulescu, aici în penitenciarul Jilava. Este condamnat pe viață domnul Rădulescu pentru infracțiunea de omor. A rămas mic și l-am lăsat acasă. Deci, ați fi vrut să-mi oferiți un fotoliu, dar asta e. Un loc aici nu vă pot oferi. Nu. E regim special, nu, domnul inspector? Mai mergeți la instanțe? Mai mergem, că încercăm să ne lămurim, măcar dacă nu se rezolvă în ceva. Deci vă arătăm aici un articol despre fapte de corupție dintr-un penitenciar în care un deținut reclamă tot felul de abuzuri, de fraude, de ilegalități comise de niște cadre la un moment dat într-un penitenciar. Deci fapte de corupție, că tot se bate și apă corupție în ziua de azi. Dar maniera în care este pusă problema, că pune domnule un caz izolat, s-au găsit câțiva corupți și acolo, cum s-a găsit și în alte părți, trecut la fapt divers, trecut la derizoriu. Haideți acum să facem o paralelă cu dosariada asta, care e foarte interesantă. Ne-a cerut Uniunea Europeană să ne punem dosarele pe masă, dosarele de securitate și asta. Și am avut la un moment dat și eu un dosar de stat de recalcitrant politic, mare filozofie, avea toată lumea. Dar cine a cerut, de fapt, Uniunea Europeană? Scoateți o oglindă, uitați-vă ce sunteți, cine sunteți, ce ați fost, ce ați ajuns acum și nu mai aveți pretenții. Că noi am început și noi să avem niște pretenții, să fim tratați cu demnitate, să fim tratați pe picior de egalitate. Și a cerut estului sălbatic, dumne, arătați, uitați-vă în oglindă, vedeți cine sunteți. Deci ne-a cerut să ne umilim în fața lor. Și noi ne umilim în fața lor. Ne-am scos dosarele pe masă, de parcă e mare filozofie. Nu știe toată lumea că am fost comunist 60 de ani. Să revenim la problema corupției. Da, e într-adevăr, e corupție peste tot. Dar de ce este corupție? Oare chiar așa suntem solitari, numai noi românii, numai noi suntem vinovați de ce ni s-a întâmplat, de ce ni se întâmplă? Zic că nu suntem numai noi. Eu, de pildă, în 90 am făcut firmă și m-am străduit să fac producție la început. Mi s-a spus, domnule, nu se poate, am vrut să fac servicii, a spus, nu se poate. M-am zbătut, am ajuns la minister, am spus, domnule, dar de ce nu se poate? Și dacă eu sunt un pic mai insistent, până la urmă cineva nu ne lasă de afară. Ni s-a spus să facem comerț noi. Sunt de acord, poate ori fi bune intenții de afară. Că mergem întotdeauna pe prezumția aia care n-a existat și nu există la noi, de nevinovăție, de bune intenții ale celuilalt. Dar nu, ne poate există bună intenție, noi să facem comerț, că în comerț să fac niște capitaluri și așa mai departe. Numai că să te apui să faci
cu economie de piață, cu comerț, în condițiile în care tu nu ai economie de piață, n-ai informatică, n-ai marketing, n-ai prospectare, n-ai nimic, te apuci să faci tu comerț. Înseamnă că faci o economie de piață haotică și din haos cineva câștigă. Cine a putut să câștige la început, în anii aceia, au câștigat cei care dețineau informația cât de cât. Deci fostele structuri de stat care s-au transferat în buzunarele celor care aveau informații atunci. Era atunci al minister, nea Georgică, nea consilierul, nea ministru, nea Cutărică. Când s-a terminat și asta, s-a procedat la alte strategii, ca omul, na, asta face, el caută să acapareze cât mai multe bunuri, cât mai multe resurse. Deci s-a terminat cu informația, s-a exploatat, s-a terminat, nu s-a mai muncit în continuare să mai dobândească informație. S-a căutat altceva, s-a pornit la jocuri de întrajutorare, cum știm, la falimentarea băncilor. Deci s-au găsit tot felul de căi de a se face avere, cum necum. Nici justiția n-a stat nici departe. De pildă, eu am aici o hotărâre a unui, a cuiva, nu e a mea, da, în care se vede, domnule, ăștia a apărut în codul penal la înșelăciune, o infracțiune privind cecul. Privind? Cecul. De ce a apărut această incriminare în codul penal când era incriminată de codul comercial? De ce? Să terminează cu falimentarea băncilor, a jocurilor de noroc și trebuia să găsească altă sursă de pradă. Și au găsit oamenii de afaceri care se știa, domnule, ei mai lucrează și cu bol, pe încredere. Îți dau cecul în alb, când fac eu în casă, le trebuie și ești tu banii din bancă. Au, gata, fals. Infracțiunea de înșelăciune. Bun de arestat oamenii ăștia. Hai să arestăm, să-i băgăm la pușcărie bunurile lor, case, mașini, ce au astea, repede sechestru asigurator pe ele, la licitație cu ele și gata, sursă de venit importantă, că au fost săraci pe 40.000 pe parcursul anilor. Au fost 40.000 de deținuți, care practic pot fi considerați deținuți politici. Și s-a hrănit și justiția, nu? Fiindcă ce se întâmpla? Venea nenea grefierul sau nenea executorul la instanțele unde se străduia să vină. Pune la vizier, licitație publică, mașina BMW, nu știu care. Peste o jumătate de oră, vizierul nu era închis, normal, tot el venea și o scotea acolo și putea să spună, a luat tot cineva, nu, de acolo, afișul de licitație. O vindem. Prima strigare, a doua, a treia strigare se vinde pe oricât. Bun, și trăim și noi judecătorii, că suntem și noi români, nu? Facem și noi o afacere. Deci, într-o societate în care de 20 de ani, de 18 ani, se procedează la maniera asta, în care oricine deține o formă de putere, indiferent de care ar fi, caută să acapareze niște bunuri, niște. Nu se mai poate vorbi de valori morale, de valori etice, de niciun fel de valoare. Ce meserie ați avut în afară? Devenim non-valori. Și atunci avem pretenție să fim respectați în afară, să fim respectați de către semenii noștri, să ne respectăm pe noi înșine când ne uităm în oglindă. Dar de unde atâtea pretenții? De unde pretențiile astea? Care a fost meseria dumneavoastră în afară? Ce propus? Am făcut mai multe meserii. De ce am fost nevoit să fac mai multe meserii? Încă vedeți dumneavoastră, după Revoluție a apărut o persoană de cultură, de bun simț, un actor care a spus, dom'le, și eu m-am trăit în comunism până acum, nu m-a obligat nimeni să spun da. Am putut să spun nu. Și eu când am fost unul din cei care spuneau nu când mi se pretindea ceva și atunci eram obligat să-mi caut altceva de muncă sau să mă duc în altă parte. Dar nu m-a obligat nimeni să spun da niciodată. Nu te obliga nimeni să fii dizident la maniera că eu sunt gică contra.
nu trebuie să fii neapărat contra. Trebuie să păstrezi tu punctele tale de vedere, să renunți la niște facilități. Cum era atunci, vorba. Trebuia să renunți la niște facilități, la niște avantaje pe care ți le oferea sistemul, că nu-ți mai dădea butelie, că nu-ți mai dădea casă. Aveai valoare, ți le făceai singur. Și nu spuneai da. Mergea al patron, nu, domnule, nu mă interesează, nu fac politică, nu sunt comunist, nu sunt non-comunist sau contra-comunist. Îmi văd de treaba mea. Deci vorbim de niște valori morale. A venit revoluția. A căzut sistemul comunist, care el avea niște valori. A promovat o anumită sumă sau o anumită ierarhie valorică, care fiecare spunea, domnule, eu îmi doresc asta de la viață, vreau să devin ăsta, vreau să fiu ăsta, sau... Și a venit cu un sistem capitalist în care ți-a adus ce valori? Valori improprie, pe care nu le-ai cultivat, nu le-ai avut până educație, nu ți le-ai format. Vine cineva de la afară și spune, domnule, astea sunt valorile alea bune, alea care le-ai avut tu sunt rele. Dar ele sunt complet străine ție, nici măcar nu le poți înțelege. Valorile societății de consum. Eu nu le pot înțelege nici așa și nu o să le înțeleg niciodată. De unde până unde astea sunt valori pe care un om să le preia, să le cultive, să creadă în ele, să le urmărească, a le atinge într-un fel sau... Și atunci a apărut pentru fiecare om în parte un haos spiritual, să spunem așa, dincolo de cel economic. Că s-a spus, dom'le, a crescut infracționalitatea. A crescut, dar au crescut nu acțiunile săvârșite din răutate, din ticăloșie, din asta. Deci nu la cei aflați în detenție, că au crescut numărul infracțiunilor la cei care n-au fost, nu sunt și nici nu vor fi vădată în detenție, asta e altă poveste. Dar această cauză n-a interesat pe nimeni, n-a pus-o nimeni. De ce? Fiindcă este vorba de o cauză, cauzele se înlătură greu, se corectează greu, înseamnă efort, înseamnă bani și fiecare de la cel mai mic fapt sau spus al lui până la cele mai importante lucruri, tinde să își realizeze obiectivele cu minimum de consum energetic. Fac cât mai puțin să câștig cât mai mult. Este o lege a naturii, a fizicii. Și era normal să fie așa. Dar asta nu înseamnă că s-a promovat o valoare pe tot parcursul acestor 20 de ani de așa zisă democrație. Din punctul nostru de vedere, credeți că în Parlamentul României există 5% care nu au fost pe la securitate sau nu au dat cu subsemnatul? Păi, deci eu v-am spus, dacă nu spuneai da, n-aveai cum să promovezi sub nicio formă, în nicio direcție. Și trebuia să fie... Iar cei din afară au știut foarte bine acest lucru și ne-au manipulat. Ia puneți-vă dosarele până să vedeți voi cine sunteți. Ca să terminați voi cu figurația asta că voi sunteți niște valori umane, niște personalități, niște... Faceți voi democrație. Cum să faceți voi democrație? Uitați-vă cine sunteți în dosarele voastre, în oglinda voastră. Bun, eu nu știu cât de bună e dosaria, dar asta ar fi fost bună dacă era făcută la timpul potrivit. Acum e ceva doar jenant, doar penibil. Deci, revenim la discuție, am pornit de la un haos, și material și spiritual. A rămas în el, am patinat în el și nimeni nu și-a dorit să iasă din asta. Venim acum și spunem, dom'le, de acum încolo... facem că, de fapt, nu venim noi. Vin alții care sunt undeva în elita societății, vin acolo sus și încep de spun și versi uscate că ei, fiecare cum vine, de fapt, spune, domnule, dacă încolo facem și... Ce faci dacă tu nu-i dai omului niciun criteriu valoric?
el în ce direcție o ia? Cei care sunt acum la guvernare, dumneavoastră care sunteți aici închis, ce ați văzut că au făcut ei pentru dumneavoastră, nu pentru cei de afară? Pentru dumneavoastră au făcut ceva? S-a simțit ceva? Da, nu, este un lucru simplu. Deci dacă noi avem un tort împreună și începem să-l mâncăm, ce rămâne, dăm la cățelul nostru, nu dăm celui care are nevoie sau cere de afară. Ei ajung la putere să schimbă, da? E foarte bine schimbarea asta la putere. Ne rotim, luăm tortul pe rând. Țara asta nu ajută pe nimeni cu nimic. Deci eu, cetățean de rând, indiferent de ipostaza în care sunt, că sunt în detenție liber sau oriunde aș fi, pe mine nu mă ajută cu nimic faptul că ei se rotesc la guvernare, că vin rând pe rând mincinoși, fără răspundere, și spun că, domnule, stai un pic să vezi ce bucată mare de tort îți dau și ție, că știu foarte bine că nu o să dea niciodată nimic, că doar nu e prost, că are și el cățelul lui și îi dă la cățelul lui, nu-mi dă mie. La mine, dacă poate, poate să ia ceva. Cât mai am două bucățele de pâine pe masă, le ia și pe alea, dacă poate. Eu nu spun că ei sunt vinovați, n-au nicio vinovăție. Deci dacă dumneata vii și îmi bagi mâna în buzunar și mi-ai banii și te duci și te distrezi cu ei și eu stau ca prostul, înseamnă că așa e normal. Asta e normalitatea. Și asta a făcut românul de când se știe el. Asta să fie jefuit, a luat stăpânul banii, s-a distrat bine cu el, iar el de furie s-a dus și el lângă amărâtul de lângă el, i-a dat în cap ca să ia și el banii lui ăla de lângă el. Cu acest gen de infractori sunt pline pușcările. Ăștia care și-au pierdut controlul și în loc să se uită, băi, de ce am ajuns și eu în situația asta? Fiindcă stăpânul ăla care iese pe acolo pe puș și spune că face minuni, de fapt mă fură. Și mă fură azi, mă fură de 60 de ani, de 100, de 1000 de ani mă fură. Iar eu n-am curaj să, nici să-i spun nu. Eu mai și bat în palme, că ne amintim de perioada regretatului, nu? Când băteam în palme, spuneam bravo, ce frumos mergi tu pe stradă, ce lucru fermecător e că mergi pe stradă, mai trebuie să te mai și aplaud. Și în schimb, toate refulările, toate resentimentele și le varsă pe ăla de lângă el, care e probabil mai amărât ca el sau mai neputincios ca el. Penitenciarul e plin de acte de lașitate. Ce a făcut? A atacat pe unul mai în necaz ca el, mai amărât ca el. Și cine vine și îl condamnă? Cel care l-a dus în situația asta. Că l-a lăsat și fără valori morale și fără valori materiale. L-a dus la disperare. Nu acum. Nu l-a dus pe Georgica Neaspătică sau XY în pușcărie. Și întreaga nație a dus în situația asta. Eu nu cred că veți găsi, poate eu știu, pe un chilip, pe un mănăstir, pe undeva, un om care să nu săvârșească infracțiune la câteva zile. Pentru că ei sunt obligați, de fapt. Sunt obligați, că deja ține de normalitate. Deci, dacă nu fac, nu trăiesc. Păi este anormal să faci altfel, că dacă faci altfel, deja societatea te expulzează. Nu ești ca mine, ești anormal, chiar dacă eu sunt cel anormal. Că se spune, doamne, dacă... Asta e un proverb nostim al lui Tiapels. Dacă doi spun că ești beat și te simți să te culci, trebuie să te culci. Și întrebarea lui Tia era, doamne, dacă amândoi sunt beți și eu sunt cel treaz tot, eu trebuie să mă rog să mă culc. Cam așa este situația. Dar asta, așa se raportează. Normalitatea a majorității, iar celălalt este cel care trebuie expulzat, dacă nu e ca noi. Chiar dacă noi suntem toți în eroare. Cam asta spune și dosaria, dar noi toți suntem așa cum suntem. Suntem imaculați de nu mai putem ieși din dosare. Și cei câțiva care sunt, ăia sunt în neregulă, ăia trebuie să plece. Și pleacă săraci, pleacă, se duc, se emigrează, băjenesc până alte țări, care pe unde poate și-a lumea în cap și fuge cât mai departe. Interesant este că vine câte o minte de-asta luminată și spune, domnule, e bine că
pleacă oamenii la căpșuniadă, pleacă oamenii, muncesc în străinătate, aduc bani în România. Nu, eu așa știu. Eu dacă muncesc în ograda mea, ograda mea începe să devină bună, devine frumoasă, devine... Îmi place să mă duc acasă, că m-am muncit acolo și am făcut-o să fie frumoasă, și casa și ograda așa. Dacă mă duc și muncesc la casa vecinului, casa lui o să arate omenește, o să arate bine, o să înflorească. Nu a mea. Că îmi dă ăla să mănânc astăzi, dar eu tot un amăr, tot un miloc la ușa lui rămân, în veci. Că mi-a crescut și mie o vilă în ogradă, e mare filozofie. Astea sunt valorile pe care ni le-a vândut nouă economia asta occidentală. Valori de consum. Dar dincolo de ele nu mai e nicio valoare. Nu mai e valori morale, nu mai e valori spirituale, nu mai e nimic. Da, e drept că se împrumută valorile astea de la o țară la alta. Noi, valorile noastre, o să le trimitem la ei. Și e bine. Mi-amintesc de o poveste de-asta istorică în care veneau tătarii, hunii și alte coarde de-astea și spuneau într-un film, parcă lui Sergiu Nicolaescu, nu mai știu, plecați voi de aici, că rămânem noi. O ne place aici, e frumos, sunt câmpuri, sunt pășuni, sunt munți, sunt ape. Voi plecați. E, acum nu mai trebuie să vină cineva să spune, plecăm singuri, plecăm de nebuni. Plecăm peste tot. Acum să revenim iarăși la cazul ăsta concret. Noi ar trebui să muncim la noi în țară, că avem ce munci. Dar nu se dorește. Nu se dorește sau românul totuși, pentru cât muncește, ar dori să primească, să fie răsplătit pe măsură? Stimate, deci eu se presupune că am o meserie. Sunt strungar. Și fac N piese. Le fac foarte bine, fiindcă respect meseria mea, mă respect pe mine. La un moment dat sunt plătit, poate nu pe măsura valorii muncii mele, poate mai puțin. Ăsta nu este un motiv ca să produc mai puțin sau mai prost. Deci nu în felul ăsta, fiindcă în felul ăsta înseamnă că îmi depreciez munca mea, e o lipsă de respect față de munca mea, față de mine însumi. Dacă nu sunt plătit cum trebuie, încerc să protestez într-un fel sau altul. Nu-ți mai plătesc impozitul, poftim. Găsesc o cale să te sancioneze într-un fel. Își cer. Nu te mai votez. Fac o grevă dintre aceia cu banderolă pe mână, dar eu îmi respect munca mea, fiindcă mă respect pe mine. Nu încep să muncești eu în bătaie de joc, că dacă tu te faci că mă plătești, eu mă fac că muncesc. Dacă tu ești un gunoi, hai să fiu și un gunoi. Deci nu ăsta este criteriul. Da. Ce se întâmplă? Este de muncă? Nu se dorește să muncim? Este deja o problemă care ține de manipulare, de manipulare psihologică. Vedeți dumneavoastră, aveți o profesie în care înclinați să vă faceți treaba cât mai bine, nu neapărat pentru motivația banului. Aceea este o motivație pe care o zic colaterală. Ci fiindcă în această manieră promovați o valoare personală a dumneavoastră. Dom'le, sunt un profesionist, fac un lucru din care eu vreau ceva. Ce vreau eu în profesia pe care o fac? Ca să aduc ție, celui de lângă mine, o satisfacție. Îți vând un produs bun, un serviciu bun de calitate. Iar tu nu numai că mi-l plătești și poate că mă satisface mai mult sau mai puțin când mi-ai plătit. Dar te văd când ești recunoscător pentru acel bun sau serviciu, poate perfect, poate foarte bun doar. Și alta este să-ți vând o porcărie ca ulterior să nu știu cum să mă ascund pe stradă că vii și îmi cer banii înapoi și mă mai și bați poate. Deci, dar noi s-a ajuns la ipostaza asta în care, dom'le, este deștept ăla care reușește să-ți vândă un produs sau un serviciu care este o porcărie. Deci să te păcălească cu... Păcălească.
Fiindcă ăla este deștept de mine, e șmecher. Deci dacă... Aceea este de fapt valoarea. Da, aia e valoare. Aia e valoarea. Valoarea care s-a promovat de către stăpânire. Și era normal să promoveze, că dacă ajunge o non-valoare la guvernare, el ce valori va promova? Valorile lui, care sunt niște gunoaie. Adică, na, trebuie să fim ca majoritatea. Și dacă dumneavoastră o să vreți să vă faceți treaba bine și corect, probabil că o să vină un șef de redacție, un CNA, un alt ordin politic de temirunde și o să spună, da, Mirela Ceanu ar trebui să-și caute de loc în altă parte, că nu face treabă bine. Nu e pe val.